Noi producem brânzeturi tari, semitari, brânzeturi topite, brânzeturi proaspete, unt, produse proaspete ca laptele ambalat, chefirul, smântâna. Compania procesează în jur de 29.000 de tone de lapte în anul 2022. În întreprindere activează 200 de angajați, dar total cu colectorii avem 266 de angajați. În ultimii ani, prin intermediul AIPA, avem și noi 50% subvenții pentru investițiile care le-am făcut. Și lucrăm în direcția ca să aducem întreprinderea la un nivel sanitar-veterinar, să o modernizăm, ca să putem fi autorizați cu dreptul de a exporta producția în Uniunea Europeană.